Neața! Fac acest video pentru că a fost provocat de Ion Manole pe YouTube Familia Manole. Vă las un link în descriere. Abonați-vă și la ea. Abonați-vă și la mine. Poate apăsați și voi clopoțelul acolo. Anume, să fac primul vlog care spun 5 lucruri care îmi plac. 5 lucruri. Da. 1. Aș începe cu un cub Rubik. Da, îmi place. Mă relaxez, e cumva așa distractiv. La început am stat 4 zile să rezolv. Și ca vă dați seama că îmi place că altfel să termin 4 zile să-mi bat capul. 2. Biliardul. Chiar îmi place. E un joc care îți voltă gândire, socoteli, imaginații, într-un fel te relaxează. Adică nu trebuie să transpiri atât. Partida de biliard durează foarte mult. Adică acolo să te joci... 3. Îmi place să cânt la gitară. Este un instrument foarte util, foarte popular, foarte simplu, ar spune, dar totodată foarte complicat. Dacă știi să-l mânuiești, faci o treabă. Am ceva timp de când cânt la gitară, dar nu mă plictisesc, din contra vreau să învăț mai multe, vreau să cânt mai frumos. Îmi place tenisul de masă. Este un joc foarte dinamic, dezvoltă reacția, foarte multe mișcări, transpiri foarte mult. Dacă ai și concurență, îți trebuie să câștigi. 5 sau top 1. Filmarea și montajul video. În ultima vreme cam asta mă pasionează mai mult, anume telefoane, calculatoare, camere de filmat, telefoane, trepieduri, stativuri, drone, telefoane, GoPro-uri, DSLR-uri, handicam-uri, telefoane. Îmi place foarte mult să pozez, apoi să editez. Decât să mă joc un joc video, mai bine editez-o. Cam asta au fost cele 5 puncte care îmi plac. Îl provoc și eu pe Ion Manole să facă 5 lucruri care îi plac lui. Ion, dacă tu mă asculti, pregătește lista de pe acum. Voi nu uitați de like, subscribe, dacă nu... Dacă nu, nu mai fac. Pa, pa!